Tratament de canal, tratament endodontic, ce e ăla? Astăzi vă explic toate detaliile despre el. Tratamentul de canal sau tratamentul endodontic, după cum o să-l auziți în termeni medicali, înseamnă îndepărtarea nervului din dinte și punerea acolo unui material fantastic care sigilează dintele și totul va fi minunat. Vreau să explicăm un pic de anatomia dintelui ca să înțelegem cum se ajunge acolo. Povesteam în clipurile anterioare despre cum ajunge o care netratată să străbată smalțul, țesutul cel mai dur al corpului, ulterior dentina, țesutul dentar de sub smalț și ajunge la nerv, care este protejat într-o cameră pulpară, cum o numim noi. În momentul în care ajunge la nerv, ai niște dureri care sunt descrise în cărțile de stomatologie drept turbarea dinților. V-am dat acest termen doar ca să înțelegeți cât de rele sunt durerile. Sunt momentele în care niciun medicament nu-și mai face efectul și nu vă mai lasă durerea, sau dacă vă lasă durerea se întâmplă o oră, două, după care începe din nou. Este un semn clar că trebuie să scoateți nervul la dintele respectiv și să mergeți într-un cabinet stomatologic să se întâmple lucrul ăsta, cel mai recomandat la microscop sau folosind niște mijloace de mărire. Lupe sau microscop. Și vă spun de ce. În momentul în care noi intrăm într-un dinte, vedem doar orificiile canalelor radiculare. Și este important să se mărească foarte mult dintele și câmpul de lucru ca să putem vedea detalii din interiorul dintelui. Pentru că ar fi foarte drăguț ca aceste rădăcini și canale ale dinților să fie drepte, dar se întâmplă de multe ori să avem măsele balerine, vi le arătăm aici, care au nevoie de tratament de canal și trebuie să vedem în interiorul dintelui ca să putem să ne descurcăm mult mai bine. Am menționat faptul că o care netratată ajunge la nerv și începeți să aveți dureri. Nu este singurul moment în care aveți nevoie de tratament de canal. Există situații în care o carie este destul de mare și a afectat o mare suprafață din dinte. Medicul dentist cu siguranță își dorește să salveze nervul dintelui respectiv, pentru că este important să păstrăm cât de mult timp sănătos ceea ce avem în cavitatea bucală. Și atunci, medicul o să o pună o plombă în dintele respectiv. Și de cele mai multe ori, dintele poate să începe să-și fabrice niște țesut de protecție care va crește distanța dintre plombă și camera pulpară sau nerv. Însă sunt situații în care nu se poate întâmpla lucrul ăsta, plomba rămâne în apropierea nervului și încet, încet, fără să dea semnale de multe ori, nervul moare acolo în dinte. O să vezi că dintele devine mat, gri, își schimbă culoarea în raport cu ceilalți dinți și o să vezi atunci când îți scade imunitatea că apare o infecție ca răspuns la faptul că nervul este mort în dinte de ceva timp. Urmează să ai dureri, jene dureroase, poți chiar să te umfli, senzațiile sunt diferite. De aceea este bine să mergi periodic la medicul dentist, care dacă o să-ți facă o radiografie o să vadă că ceva e în regulă cu dintele respectiv și cu siguranță o să vadă că e în regulă și în momentul în care el este modificat de culoare. Sunt pacienți pe care îi vedem la tratament care au dinții mai mari sau mai gri și îi întrebăm: ai tratament de canal aici? Asta înainte să facem o radiografie să verificăm lucrul ăsta și ne spune: nu, nu mi-aduc aminte de așa ceva. Facem o radiografie, vedem că nu există tratament de canal acolo, ceea ce înseamnă că nervul a murit în liniște, fie din cauza că dintele a avut o plombă mare, după cum am explicat anterior, fie din cauza că există niște contacte între dinți traumatice, adică se bat doi dinți foarte tare și nervul unuia dintre ei cedează și apare această necroză a nervului, adică moare nervul în interiorul dintelui. Ce înseamnă tratamentul acesta de canal? Se curăță foarte bine caria care a afectat dintele și se face loc, practic, se face un orificiu în dinte ca să vedem nervul și afectarea de acolo. Se îndepărtează nervul, se sterilizează și se curăță foarte bine canalele dintelui, care pot fi unul sau mai multe, depinde de dintele la care se lucrează. Această curățare poate fi făcută cu niște ace manuale sau se poate folosi un instrumentar rotativ mecanizat care funcționează mai bine și mai repede spre confortul medicului și al pacientului. După ce s-a îndepărtat nervul de acolo, s-au curățat bine canalele radiculare și se sterilizează, se umple canalul respectiv cu un material, gutapercă. Acesta poate fi fie sub formă de conuri sau poate să fie încălzit de un aparat și injectat în dinte, moment în care etanșeizează mult mai bine suprafața rădăcinii sau canalul radicular și intră și toate canalele accesorii care există la nivelul respectiv. Și vă las aici o fotografie ca să înțelegeți ce înseamnă canalele accesorii și cum se duce gutaperca peste tot. Toți dinții care nu mai au nerv devin foarte, foarte casanți în timp, pentru că nu mai există vase de sânge care să-l hrănească pe dinte și să fie activ și în viață. Și atunci, dacă materialul, smaltul de la exteriorul dintelui este foarte casant, este nevoie să punem o coroană de acoperire sau un onlay ca să protejeze dintele respectiv și să nu se fractureze, fie în niște mișcări masticatorii pe care le faceți, fie dacă mâncați lucruri tari, pâine prăjită, caju, migdale,
fel de fel de alimente mai dure. Sunt situații în care suprafața dintelui este atât de afectată de carie, încât după ce facem acest tratament de canal, se pune un pivot care reîntregește dintele și îl face mai puternic și abia apoi se pune coroana de acoperire. Atenție! Noi recomandăm ca toți dinții care au primit tratament de canal să fie protejați de o coroană de acoperire sau de un onlay, pentru că sunt șanse mari să se fractureze și linia de fractură poate să fie pe lungul dintelui și pierzi dintele respectiv, ajungi la extracție. Există situații în care corpul poate să respingă acest tratament de canal sau să aibă o reacție la materialul respectiv, sau acest tratament de canal din anumite motive nu se face pe toată lungimea dintelui, ci doar pe o parte din dinte. Și pot apărea reacții infecțioase ulterior, după câțiva ani sau poate chiar după 2 luni, care înseamnă că pacientul va merge la medicul specialist endodont să facă un retratament de canal al dintelui respectiv. Este important să știți că după acest tratament de canal e foarte posibil să aveți o sensibilitate la baza dintelui timp de 7-10 zile. Cum simțiți această sensibilitate? Vă doare atunci când mușcați pe dintele respectiv. Dacă durează mai mult de 7-10 zile, luați legătura cu medicul care v-a făcut tratamentul de canal. Și e foarte important ca atunci când veniți la controlul periodic la fiecare 6 luni, să realizați și o radiografie panoramică sau o radiografie detaliată pe dintele care a avut tratament de canal, pentru ca medicul să verifice că totul este în regulă sau să verifice evoluția tratamentului. Informația cu care vreau să vă las este că atunci când simțiți durere la un dinte, să nu stați, pentru că există un motiv pentru care vă doare dintele respectiv. Dacă e doar vorba de o care simplă, aceasta se tratează imediat și scăpați ușor, este posibil ca această durere să ascundă un lucru mai complicat, de cele mai multe ori care se soluționează cu un tratament de canal și clar nu vrei să eviți durerile și disconfortul.